Doamnelor și domnilor, sunt Mihai Găinușă și vă invit astăzi, alături de mine, într-o călătorie departe. Foarte departe, nu? Adică undeva în America Latină, sau și mai bine spus, în Peru. O să mergem împreună pe munți, pe la vreo 5.000 de metri altitudine aproximativ. Vom urca apoi la lacul Titicaca. Vom merge în Arequipa, la cel mai mare canion din lume. Vom coborî la liniile Nazca, lângă Oceanul Pacific. Vom merge la Paracas, să vedem păsările exotice. Și ne vom întoarce apoi la Lima, căci suntem la Lima, în piața centrală, piața de Las Armas. În spate este catedrala, Basilica Catedral de Lima. Și vă invit, doamnelor și domnilor, în Peru! După un zbor de 16 ore cu escală, am ajuns la Lima, capitala statului Peru, cu accent pe ultima literă U. Supranumită perla Pacificului, Lima domină oceanul de la înălțimea celor 100 de metri, departe de ceea ce cred unii că ar fi capitala cea mai înaltă din lume. În prezent, în Lima și în suburbiile ei, trăiesc aproape 9 milioane de locuitori, din cele 29 în total în tot Peru. Iar țara latinoamericană e de 6 ori mai mare decât România. Spre deosebire de capitala noastră, fondată de ciobanul Bucur, Lima, sau cum mi se mai spunea, la Ciudad de los Reyes, orașul regilor, a fost întemeiată de războinicul Francesco Pizarro și alți 11 conquistadori spanioli pe la 1535. Războinicii s-au transformat între timp în participanți la trafic, care conduc o mână pe volan și cu cealaltă pe claxon, dar nu reușesc să împrăștie la garua, ceața gri și răcoroasă persistentă peste oraș toată iarna sud-americană, adică din aprilie până în decembrie. Orașul se împarte în centrul istoric, grupat în jurul pieței de Armas, centru declarat Patrimonio Cultural de la Humanidad de către UNESCO, cartierele cu arhitectura colonială sau modernă și sărăcăcioasele zone de periferie populate de muncitori emigranți. Un singur lucru nu am văzut în Lima, de fapt în întregul Peru, căruțe, fiindcă are și lumea a treia mândria ei, nu? Acum vă voi arăta, doamnelor și domnilor, un dresaj de alpaca. Aceasta este alpaca. Eu o voi dresa acum să mănânce aceste ierburi. Ea acum nu vrea să mănânce și acum o voi convinge. Mănâncă aceste ierburi. Poftim! Incredibil! Doamne, cât de bun sunt! Vreau să vă arăt cum se comportă o alpaca supărată. Ea scuipă. Vedeți? Asta face scuipă. Ce-ar fi să te scuip și eu pe tine? Am auzit că te poți împrieteni numai dacă este de sex diferit, deci ar trebui să fie o doamnă, dar cred că este un supărăcios foc. Uitați ce face! Unul dintre animalele crescute din cele mai vechi timpuri în Peru este alpaca. Într-adevăr, alpaca mai înseamnă și un fel de aliaj din cupru și nichel. Dar alpaca noastră e doar un aliaj dintr-o lamă și eventual o capră. Lâna de alpaca e mult mai moale decât cea de oaie, iar magazinele din America de Sud abundă de căciuli, fulare, mănuși sau pur și simplu gheme din lână de alpaca. Iar carnea alpacelor este la loc de cinste în meniurile restaurantelor andine, fiind săracă în colesterol și grăsimi. O porție de friptură face cam 40-50 de soles, dar e un animal prea simpatic ca să ajungă în farfurie, nu? În micuța localitate Cincero am asistat la un curs intensiv de fabricat și vopsit lână, atât de oaie cât și de autohtonele lamă și alpaca. Gonzalo Lima, ghidul nostru cu reale calități de prezentator TV, ne explică cu ce se mănâncă țesutul tradițional peruvian. Tradițional peruvian este și confecționarea lânii de alpaca. This is alpaca or baby alpaca? Baby alpaca. Baby alpaca. Baby alpaca. Este cică un pui de alpaca. Avem alpaca, avem lamă și mai avem vicunia. 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 Vicunia se scrie. Guanaco.
Este foarte scumpă. Very expensive. How much? How much? Wow, too expensive. Too expensive. Too expensive. Bicunia. Mai scump Bicunia. Decât se poate explica. Well, my friends, we are in the house family of Cincero, so with the Weberts make a traditional textiles from Inca time. So they used also mineral stones, flowers, seeds, and also the corn, yes. And some other stuff for dyeing wools. So in this case, this is another important technique that Incas used to have, and now these people try to keep and conserve it. In Peru, it's so important to maintain also this tradition here, and now these weavers are going to demonstrate the process how to dyeing wools with these elements, and also what kind of wools we are going to use for this beautiful exposition. Urmează partea artistică a meseriei de țesător, vopsirea lânii. For example, for green color we use the eucalypt leaves. In this one this is the chilca leaves. For orange color we use the moss, the lichens, the Quechua name is cacasunja from Machu Picchu. For purple color we use the purple corn, it's good for drink for the chicha morada. For other tonality we use the awaipili leaf. For yellow color we use the flower, in this one this is the kiko, in this one this is the koye. For blue color we use the lupin, the Quechua name is hanga. This is blue? Yeah. This is blue. Deci, atenție, dacă vreți să vă vopsiți lâna în roșu și albastru, da, lâna în roșu și albastru, trebuie să folosiți chestia aia și chestia aia. Se aude? Gigi, ok. For red color we use the famous cochineal. This is the insect, the parasite. This is the cochineal drive, this is the cochineal leaf from the cactus from the Sacred Valley. Yeah? From the cochineal we can get 24 different tonalities, the red color. Look at that, this is the cochineal alive. In this moment I am going to sacrifice for fit the color. Look at that, this is the first color. For second tonalities we use the lemon. Look at that. This is the second tonality. Deci așa se face un mojito manual. E foarte simplu. The cochineal in Cincero we use the natural lipstick, for example for festivity for dance. Look at that. Deci pentru Bianca Drăgușanu, dacă ți se termină vreodată rujul, vin Peru și ia uite ce îți oferă doamna. Bine, nu doar atât, cred că o strahină. For fix the color, I am going to put the alum stone for set the color. Două sunt variantele prin care ajungi la Aguas Calientes, punctul de plecare spre Machu Picchu. Poteca Inca, adică 4 zile de drumeție prin munți, și trenul. Drum pentru mașini nu există. Iar trenul pleacă din orașul Cusco. Poftiți în vagoane! Suntem în gara din Cusco și mă pregătesc să iau trenul spre Machu Picchu. Că așa se zice, Picchu, nu Picchu. Ei știu mai bine că sunt la ei în țară. O să facem 3 ore jumate, se cheamă Vista Dom. E un trenuleț albastru foarte simpatic, n-am mai fost cu trenul de mult timp. Sper să nu se mănânce semințe ca la noi, sper să nu se asculte manele ca la noi, dar cred că nu se va întâmpla așa ceva. Vă invit să veniți cu mine la Machu Picchu. Pasagerii care optează pentru drumul cu trenul au la dispoziție 3 clase de garnituri. Backpacker, ceva mai modest, 48 de soles drumul dus. Vista Dom, cu ferestre care îți permit să admiri păvârnișurile spectaculoase ale munților, 70 de soles călătoria. Și cel de lux, trenul Hiram Bingham, aproape 600 de soles, inclusiv transferul și intrare la Machu Picchu. Suntem în trenul Vista Dom și mergem prin Valea Sacră spre Aqua Calientes. Este foarte civilizat, așa cum ne și așteptam de altfel, așa că este momentul să scot ceva important. Frunzele de coca. Cine poate mânca frunze de coca? Oricine poate mânca frunze de coca în Peru. Frunzele de coca sunt acceptate, sunt legale aici, să știți. N-aș vrea să mă aștepte după acest documentar
brigada de narcotice, dar se pare că nici nu au voie să le duc în țară, așa că o să le mănânc aici. Ele sunt folosite de toți peruanii și de turiști, în general, pentru a contracara efectele înălțimii. Adică sunt un fel de anestezic. De fapt, în vechime, incașii le foloseau ca anestezic, chewing gum-ul incașilor se numea. Și acum, în văzul întregii țări, voi mesteca frunze de coca. Cred că sunt frunzele de coca. Ca și cum mai mânca ceai, cam așa, cam același gust. Pentru că îl mănânc, nu la... Am răcit? Da. Sunt ok. Mă simt mult mai bine. Nu e efectul frunzelor de coca, ci programul de divertisment din trenul Vistadom spre Aguascalientes. Însoțitorii de vagon își dau un petec, dansând mascat sau făcând parada modei, cu vânzare. Fiindcă e destul timp, în fond, garnitura albastră face 3 ore și jumătate pe numai 90 de kilometri, dar măcar nu te lasă iarna în câmp, cum am văzut la o țară din estul Europei. Nu spun care. Doamnelor și domnilor, mi-am văzut visul cu ochii. După 12.000 de kilometri cu avionul, până la Lima, apoi până la Cusco, din nou cu avionul. De la Cusco am luat trenul, 90 de kilometri, până la Aguascalientes. De la Aguascalientes am mai mers încă 25 de minute cu autobuzul și acum am mai făcut încă 15 minute pe jos și am ajuns la el. Îl prezint, doamnelor și domnilor, pe Machu Picchu. Ați auzit încă din copilărie de Machu Picchu, orașul pierdut al incașilor. Dar ce este Machu Picchu? În primul rând, e considerat una din cele 7 noi minuni ale lumii, alături de Marele Zid Chinezesc, Coloseumul din Roma, orașul Petra din Iordania, statuia lui Isus din Rio, Marea Piramidă Maiașă din Chichen Itza, Mexic și Taj Mahalul indian. Observați că lipsește din listă Casa Poporului, ocupată abuziv de Parlament. Poate fiindcă are o arhitectură prea chicioasă? Cea mai mare atracție a statului Peru e de fapt un oraș incaș, nedescoperit niciodată de conquistadorii spanioli. O lecție de istorie la fața locului de la ghidul nostru, Armando. We are here in Machu Picchu. Where is the capital, Cusco, where the king and queen live? In that, the army, that means the Quechua's people, expanded their land to the north and they arrived to pass to Colombia. It's the famous Chinche Isu, the north. And from Cusco City, they conquer to each pre-Inca civilization, and they arrive to Talca, Chile. It's the famous Colla Suyu. This is the famous Tahuantinsuyu. All the Incas Empire. Imperium Incas. Yeah, that place is the forest, and that place is the Conti Suyu, the Pacific Ocean. In each place, we have pre-Inca civilization. That means Nazcas, Paracas, Moches, Mochicas, Chimú, Otavalos, Cañaris, Tiahuanacos, Huancas. Huala. 100 civilization. Yes. In that each one contribute with the best things. Architect style, engineering style, regulation, religion, everything. And before that people who lived there, Caral, 5000 before Christ. Same of China and Egyptian civilization. And before that people who, hunters, fishers, farmers. From where arrived that people? From Asia. It's for that we have yellow skin, brown skin and Chinese eyes. And before that people, who? Animals. And before the animals, that huge rock mountains, yeah. A mass of rock. In 70 millions of years born that. Thanks of that, they built that city. Ca exercițiu de imaginație, închipuiți-vă în vremea incașilor acele andenes, terasele agricole etajate pe povârnișul munților, pe care îi urcă dinspre bază la vârf, cel mai inteligent sistem de terenuri abrupte cu pământ excesiv de rar, terase mărginite de ziduri din piatră, terase acoperite de culturi de porumb și cartofi, cu lame păscând iarba deasă, cu depozite de grâne, cu apeducte funcționale, cu templul soarelui, în care preoții legau simbolic astrul ceresc de o piatră, numită Intihuatana, singura din Imperiul Incaș, nedistrusă de spanioli.
Imaginați-vă mai departe Palatul Regelui și Templul Condorului, pe care se aduceau ofrande zeilor, sectorul industrial unde incașii modelau ceramica și își țeseau hainele din lână de lama, închipuiți-vă piața publică având o acustică perfectă pentru ca liderul să fie auzit de toți locuitorii și observatorul astronomic de pe muntele din spatele așezării, Huayna Picchu. Și mai închipuiți-vă potecile incașilor, Inca Trail, străbătând munții de la o așezare la alta, pietruite și folosite de chaski, atleți antrenați să alerge la altitudini mari. Chaski, un fel de poștași, transportau prin toată țara incașilor mesajele orale sau chipurile. Chipurile erau sforicele de diferite culori și grosimi înnodate. Foloseau ca sistem de contabilitate, dar și ca arhive oficiale, ținute în clădiri speciale. Aici este camera meditației. Aici meditau incașii, dar stai să vedeți cum. Sunt niște firide unde voi scoate un anumit sunet. Atenție, Dragoș, mă ajuți? Așa îmi face cap. Uite, așa îmi face. În câți ani a fost construită așezarea? Istoricii spun că în 100 de ani, dar Armando crede că în 400, iar orașul nu a fost niciodată terminat, fiindcă locuitorii au fugit. What happened with the people who live here? Yes. They escaped to the tops of the mountain for survival because the Spanish arrived 1532 here. When that people arrived here, the conquerors, here we had a civil war. Who fought that? Atahualpa from the north and Huáscar from the south. 25 years they destroyed by themselves. But after, when the conquerors arrived here, they offered military help to each army. And the army from the south accepted that idea and invited to the Spanish. And the Spanish arrived to Cusco City as a friends. They sleep in the best palaces. They received the best gift. But after 3 years, Atahualpa killed to another brother. Death that brother, the Spanish army with the Quechua's army marched to Cajamarca, took as a prisoner to another brother, give the Bible and ask, why you kill your brother? In my religion, say, don't kill your brother. Now we are going to kill you, and my Catholic religion is going to take the administration of this kingdom. From 1536 until 1821, we call the colonial era. Everywhere where they arrive, they build Catholic church, and they convert to all the people in slaves. It's for that the people from here, they knew about that and they escaped to the tops of the mountain. And what happened with that city? The forest covered totally that place. Machu Picchu este original incaș în proporție de 70%. Restul a fost reconstruit în zilele noastre. Biletele de intrare în situl arheologic sunt valabile 3 zile, se cumpără de la Institutul Național de Cultura din Aguascalientes și costă $42. Dar merită toți banii. Acesta a fost Machu Picchu, un loc încărcat de istorie, un loc în care chiar mi-am dorit să ajung. Un alt loc foarte important, sau mă rog, un spațiu foarte important, pe lângă Machu Picchu, mai este și Machu Michu, dar despre asta într-un alt episod. Dacă sunteți cumpărători înrăiți, Peru este raiul dumneavoastră. Pe lângă toate locurile istorice în care vă pierdeți timpul, există și bazaruri de suveniruri unde vă puteți pierde cu succes banii. Fie ei nuevos soles, moneda autohtonă, cât și dolari americani. Ca o caracteristică, bancomatele peruviene eliberează ambele instrumente de plată. Iar localnicii le primesc cu drag în schimbul unor căciuli tricotate, fulare din lână de alpaca, ponciouri, mici statuete, bijuterii sau măști tradiționale. Dacă ești în Peru, nu se poate să nu-ți iei ceva specific. Și ce poate să fie specific dacă nu un poncio? Hai să vedem cum îmi vine acest poncio. Ne ajutul căsăcelul. Și o să încercăm să probăm. Ca un fel de păturică poncio ăsta. Este foarte bun în... Gracias. În nopțile de iarnă. Îți pui un poncio pe cap. Cam așa ceva. Ha? Nu, cred că nu. Nu l-am luat. Așa, da. Da, să fie și spatele la căldurică și burtica la căldurică, nu? Întotdeauna m-a asortat culoarea asta roșie. M-a prins. Să-l iau? How much? De fapt, doamna m-a bombănit că n-am cumpărat nimic și, grație telenovelelor, am prins vreo 2 cuvinte nu prea amabile în limba spaniolă, așa că m-am dus să mă calmez cu ceva muzică.
Ați recunoscut? El Condor Pasa, în interpretarea mea. Bine, mai trebuie un pic să exersez, dar nu foarte mult. O grămadă de instrumente muzicale, tot felul de ciudățenii. Ia să vedem un corn. Un corn. De pe unde apare aici? Nu cred că pe acolo. Se aude oceanul. Sau așa ceva? Dar chiar trebuie să cânt? La ce să cânt? Să cânt la așa ceva, poate. Da. Și cred că Inușa cântă la păsărică. De lut. După această intervenție, ar fi bine să mă ascund, sub o căciulă tradițională peruviană, de exemplu. Aceasta este căciula specifică a peruvienilor. E făcută, cu sută, cu mărgeluțe, cu tot felul de pampoane, culori frumoase. Ia să vedem. Asta cred că mi-ar veni. Nu știu dacă e bine sau invers. Cred că invers. Ce să-i faci dacă nu cunoaștem? Așa, da. Așa. Ia uite ce bine mi-ar veni, nu? Vă place? Dar știți cât costă? 250. De ce numai pentru filmat? Atât. De fapt, boneta țuguiată tradițională cu clape pentru urechi și pompoane tricotate din lână multicoloră cu desene se numește ciulio. Forma desenelor variază după regiune. Pe lacul Titicaca, în insula Tachile, de exemplu, bărbații însurați poartă un ciulio colorat, iar cei neînsurați unul alb. Dar fiind neînsurați, n-are cine să le ospele și e de un alb murdar, nu? După atâtea răutăți, n-ar fi bine să ne punem o pilă sus, eventual să achiziționez mica amuletă a incașilor, chacana. Ce reprezintă aceasta? Ne explică un vânzător. This is the famous Andean cross, the Sarian cross, chacana. You can see these three steps represent the Inca trilogy, no? The condor, puma and snake. Yes? And the other three steps represent the love, work and knowledge. Yes? And these three steps represent the future, present, no, and past world. Yes, and in the middle is the Cusco. In Quechua we call Cusco the navel of the world. Yes, this is the symbol of the famous Andean cross, chacana. Pe mine m-a convins, așa încât am cumpărat una din argint. 110 sol. Okay. Thank you very much. M-am pus bine cu divinitatea. Cruciulița am luat-o, da? Dar ca să funcționeze, ea trebuie să-i spunem sfințită. Ei spun purificată, peruvieni. Așa că am ajuns la un șaman și îl voi ruga să purifice această cruciuliță. Hola! Hola! ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? România. Romania. Din România. Romania, in Europe. Europa. Cuca. Dacă spune cum capitala la Budapest, să știi că mi-au cruciuliță înapoi și plec. Poca gente de Romania por acá, por Pisa. Bueno, Perú. ¿Entiende? Un poco de... people, credeți voi că mai pot? M-a schimbat și pe mine, dar dau semne că nu văd. Mă dau mai încolo. Ce puțiuni misterioase sunt. Un poco español? Un poco español from telenovelas. On the TV. Only on the TV. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni pe tema șamanismului. Sunt oameni care cred în puterea vindecătoare sau poate distrugătoare a șamanilor. Sunt persoane care nu acceptă așa ceva, dar ca experiență e foarte interesantă. Se spune că au puterea și cunoștințele de a comunica cu alte dimensiuni sau lumi spirituale și că știu să utilizeze sau măcar să recunoască energiile pozitive. N-a terminat încă cu medalionul. Cred că n-a terminat nici cu mine. Palo Santo. Palo Santo. Este lemn de santal. Așa. De unde este Palo Santo? Peru. Și acum o să vedem dacă funcționează. Imediat după ce iau această cruciuliță, mă voi duce să joc la loterie.
llamas? Mihai. Mihai. It's like Miguel. Miguel, Mihai. Uh-huh. Está bien. Numai la șaman nu fusese până acum. Acum să vezi ce noroc o să se fie. Ce vorbești? Frate. S-ar putea ca la anul să candidez la președinție. Mă gândesc, serios. Dacă nu în România, măcar în Peru. Gracias. No, por favor. Gracias. Una peste alta m-am ales cu niște pietricele cu energie, nu sunt bune pentru lanternă, cu o stropitură de aqua și cu un ușor miros de afumătură de la lemn sfânt. Doamne ajută! Dacă aveți impresia că Machu Picchu se află la înălțime, la modul propriu, bineînțeles, iată că există și locuri mai înalte în Peru. Altiplan. Altiplano sau Punas sunt podișurile înalte și reci la altitudini mai mari de 4.000 de metri. Pe altiplano Junin și pe cel numit Colao, al lacului Titicaca, pasc lamele, alpaca și vigonia. Am decis să facem un popas și să ne descoasem puțin ghidul. Suntem cu vorbărețul nostru ghid Gonzalo. Am ajuns aici într-un punct destul de înalt, suntem chiar la înălțime, 4.335 de metri altitudine. În partea dreaptă avem Cusco, încolo este Puno. Gonzalo, să ne explice puțin ce e cu zona aceasta. Well, good morning. Nu știe românește, dar i-am spus înainte ce să spune, da. Well, we are now in the road to Puno from Cusco. Actually, we are stopping the highest point of this journey, which is the Rotolini between Cusco and Puno regions. The name of this point is La Raya. From this point to the north, to people speak Quechua. And from this point to the south, people speak Aymara language. You are born in Cusco. Cusco. Yes, Cusco. Speak something in Quechua. Cusco, it's the Quechua language. In this case, I will give you a okay. Say hello Romania, hello. Aiyanju waike panaikuna karu yakta man runae Romania yakta no kakani gomsalo lima posi posi kamayu kani Cusco pinu no katiani no Quechua runa simi yachaita. Sumach punchei, ayem punchei, konam punchei, tei inti. Thank you very much. Cum say thank you? Sulpaiki. Sulpaiki? Sulpaiki. Sperăm că nu ne-ai înjurat în speech-ul tău, nu? Că nu avem traducători din Quechua în română. Thank you. Muchas gracias. Platourile înalte de la Titicaca sunt, în ciuda altitudinii de peste 3.800 de metri, regiunile cele mai populate din Peru. Din cauza altitudinii mari de pe altiplano, turiștii sunt sfătuiți să se aclimatizeze mai întâi la înălțimi mai mici, poate în orașe precum Arequipa sau Cusco. Pentru Gonzalo, aerul rarefiat de pe altiplano e foarte potrivit ca să intre în comuniune cu Pachamama. Pachamama sau Mama Lume, Mama Pământ, e divinitatea principală a civilizației Inca. Ea este venerată încă de urmașii Quechua ai vechilor incași din lanțul muntos andin și reprezintă zeița fertilității. După convertirea la catolicism, indigenii au identificat-o pe Pachamama cu Fecioara Maria. În zilele noastre, mulți dintre locuitorii din Peru sunt în același timp creștini și pachamistas, adepții Mamei Pământ. După liniștea ancestrală de pe altiplano, drumul lung spre lacul Titicaca trece prin aglomeratul orășel Juliaca. Aici pare că s-a adunat jumătate din populația țării. Mii de mototaxiuri, tuk-tukuri, autobuze, camioane, mașini, biciclete și un puhoi de oameni care construiesc fără încetare demonstrează clar că am intrat într-un oraș prosper. Ghidul ne spune că oamenii sunt foarte bogați în Juliaca. La anunț, de exemplu, e obiceiul să se dăruiască mașini și case.
Explicația abundenței? Ei bine, apropierea de granița cu Bolivia și mai ales contrabanda non-stop cu toate produsele posibile. Vă mai aduceți aminte de clisura Dunării pe vremea embargoului din Serbia? Ei, cam așa ceva. Ei, și am ajuns la Titicaca, la o distanță de aproape 1000 de kilometri de capitala Lima, la 3800 de metri altitudine, lacul Titicaca se împarte între Peru și Bolivia. Are aproape 8000 de kilometri pătrați suprafață și 36 de insule, o adevărată mare mediterană a Americii de Sud. Așa că pânzele sus! Orice plimbare pe lacul Titicaca începe dimineața de vreme, adică să tot fie ora 3 și 20 după amiază la noi în România, aici este 7 și 20 dimineața. O plimbare ar costa cam 8 sole, sau 9 sole, cum se cheamă la ei. Foarte mulți turiști se pregătesc să vină, în spate este orașul Puno, îl vedeți, are o problemă cu ferestrele, nu prea au ferestre, nu prea sunt tencuite clădirile, turiștii sunt în număr mare. Eu sunt pregătit, este un pic răcorică, dar nu foarte răcoare. Suntem la 3810 metri altitudine și respir destul de bine. Să mergem pe lacul Titicaca. Titicaca e lacul navigabil aflat la cea mai mare altitudine din lume, dar sunt și alte lacuri peruviene la o altitudine mai mare, lacuri navigabile cu bărci din balsa. De exemplu, lacul Junin la 4063 de metri. În Titicaca, spun localnicii, e raiul păstrăvilor. Unii dintre aceștia atingând lungimea de un metru și chiar mai mult. Cele mai cunoscute și mai vizitate insule de pe Titicaca sunt Uros și Taquile. Despre numele lacului ne vorbește Siro. The first maybe was Puquina Cota. For us, Cota means the lake. Puquina was the first people developed here. Yes? This is the anthropologist. Puquina Cota. After has changed to Titilaca. Titilaca was the island of the sand in Aymara time. Yes, after was changed with Titicaca. Titicaca was Quechua. The people from the north of Cusco arrived here, no? And say Titicaca. After in 1532, the Spanish arrived from the north of Peru. Yeah, and they found the Lake Titicaca in 1960. And they put another name, Titicaca, Puquina Cota, Titilaca, Titicaca, and Titicaca. And right now, has changed too, because of tourism. Right now, it's the highest navigable lake in the world. Indienii primitivi Uros de pe lacul Titicaca sunt una din cele mai vechi rase din Peru. Aceștia trăiesc pe insulele din Totora, o trestie locală pe care o înlocuiesc la fiecare 4 luni. Sunt circa 2000 de locuitori care viețuiau inițial pe 12 insulițe din Totora, boom-ul turistic mărind numărul de insule la 60. Sunt trei teorii privind modul de viață al indienilor Uros. We have three theories about this. One was maybe they were escaping from the Incas. Yeah. In the old times. The Incas was Quechua people group and they conquered all the Aymara people and these people the Uros never liked the Inca empire. That's one theory. The other say they are from the Polynesia, another group arrived here. That's another theory. There are many. Another theory is the first time, as he's saying, our grandmothers, grandfathers used to fish, only fishing, and they build these houses the first time in boats for fishing, and then after they build the island for fishing. Populația din Uros are acum școli proprii pe insulițele din Stuf, dar pentru bunurile necesare trebuie să călătorească cu barca până în orașul Puno, la 5 km distanță. Turismul e însă principala lor ocupație. În schimbul a 40 de soles, poți face o mică plimbare între insule cu barca din Totora. Am zis să dau o mână de ajutor aici când ne plimbăm cu bărcuța asta din Stuf. Și băieții ăștia făceau glume, căci că sunt capitanul Titanicului. Băi, bă băiezi, mă, voi nu știți, măi, eu prin ce ape tulburi circul, mă, la noi în țară. Pe insulele plutitoare se vorbește vechiul dialect Aymara, o limbă încă folosită de aproape 1 milion de locuitori din Peru și Bolivia. Ah, și fiecare insuliță are câte un președinte. Stați să vi-l prezentăm. Doamnelor și domnilor, am fost îmbrăcat în hainele prezidențiale ale insulei de către Alicia... This is Alicia,
secretara mea, eu sunt președintele insulei. Acestea sunt hainele tradiționale. Deci un fel de ie, o căciuliță pentru căldură, da? Ca să păstrăm căldura soarelui. Și aici este o punguță pentru prezidente. Aici, de aici scoate prezidentele... mă rog, legile, mă rog, sau cam așa ceva. Thank you, gracias, gracias. Aymara. De pe insula plutitoare Uros ne continuăm drumul spre insula Tachile. Vaporașul mai face încă vreo 3 ore până acostează la țărmul de această dată stâncos al insulei și încep să urci cele 500 de trepte până în sat. Suntem pe cea de-a doua insulă de pe lacul Titicaca, dar aceasta nu este una plutitoare. Se cheamă insula Tachile. E chiar una greu de urcat, adevăr că la 3800 de metri urc din ce în ce mai greu. Lacul Titicaca, vi-l prezint, acesta este, se vede. În spate, munții aceia sunt, aparțin Boliviei, deja. Seamănă foarte mult cu Grecia. Diferența este că apa este dulce în lacul Titicaca. Și apropo, Titicaca înseamnă piatra pumei. Titi înseamnă puma și restul înseamnă piatră. Am înțeles că cei din tribul, sau mă rog, din populația Quechua, spuneau despre spaniol, că, fiindcă îi băteau mai eu, că ei sunt Quechua, sunt Titi și spaniolii ar fi Caca. Acum îi mai bat doar la fotbal. Haideți să vă arăt și o piatră interesantă, o poartă de intrare. Din piatră, acestea au rămas de la ultimul festival, încă oamenii ăștia știu să se distreze. Haideți pe insulă! Cam 2500 de tachileni trăiesc pe insulă, împărțiți în 400 de familii. Ocupațiile de bază în anotimpul ploios, adică din septembrie până în martie, sunt agricultura și creșterea oilor, iar în anotimpul uscat se ocupă firesc cu turismul. Dar tradiția principală a insulei Tachile o reprezintă stofele țesute manual cu modele străvechi, manufactură aflată sub protecția UNESCO pentru unicitatea produselor. Din păcate, tot mai puțin tineri urmează tradiția înaintașilor, așa încât probabil în câteva zeci de ani războaiele de țesut vor face loc restaurantelor cu meniu fix pentru turiști. 12.000 de kilometri de Moscova și 6.700 de New York. Ce noroc pe ei că sunt atât de departe de Moscova, am putea spune. Frumoasă această insulă, dar puțin schimbată ca tradiție față de restul Peruului. Uitați-vă puțin la stimatele doamne care cu foiorul lucrează aici. Ele au pe cap un șal negru. Este influența spaniolă, foarte puternică. Șalul negru mi se pare că se purta în cinstea lui Santiago de Compostela, care era protectorul Spaniei. Niciun vehicul de pe străzile inexistente nu tulbură liniștea insulei de 3 km lungime. Totuși, în ultimii ani, tehnologia a pus piciorul pe insulă, așa încât câteva familii și-au permis din stofele vândute turiștilor să-și cumpere panouri fotovoltaice, cu care vor alimenta televizoarele special ca să prindă documentarele noastre despre insula Tachile. Ei bine, vă aștept și peste o săptămână cu alte aventuri pe meleagurile exotice peruviene. Răsuflu mai greu, deci cam 60 de ani. Eu nu mai pot. Sunt un pic emoționat, fiindcă uitați ce mi-au făcut, am guano pe mână. Pirania! 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 Jungla nu este pentru oricine. Uh-huh.